Domnul Palaz e un om de administrație, din ce știam eu. Mă miră, mă rog, reacția dumnealui. Controlul, Curtea de Conturi, vine la o primărie de comună din 3 în 3 ani. Ultimul control la primăria comunei unde am fost eu primar până în luna iunie a fost în 2013. Acel raport se află pe site-ul Curții de Conturi, public, și îl vede toată lumea. Nu știu dacă trebuie să-i răspund eu domnului Palaz, ci doar probabil trebuie să-l mai învăț ceva de administrație publică. Atunci nu mă mir de ce județul ăsta, Constanța, este atât de distrus din punct de vedere economic, social, cultural, dacă dumnealui a avut o amprentă a unui specialist în administrație publică, așa cum se declară, neștiind că nici nu trebuie să-mi ceară mie ca și unitate administrativă, ci poate să se adreseze către Curtea de Conturi sau poate să intre pe site-ul Curții de Conturi și să descarce acolo raportul care a fost în 2013. Da, pot să spun că în iunie 2016, în alegeri locale, s-a întors acest raport pe toate părțile, și pe stânga, și pe dreapta, și pe cant. Dar asta e campania electorală, mi-am ales. Am ales să mă implic pentru că am hulit clasa politică, pentru că le-am zis că nu fac destul pentru cetățeni. Eu nu sunt un laș și vreau să și dovedesc acest lucru. Am făcut acest lucru de a mă implica în politică pentru cetățenii municipiului Medgidia. Avem atât de multe nevoi și atât de multe probleme, încât dacă aș sta să pozez în o persoană curată și imaculată, probabil peste 4 ani n-aș putea să arăt rezultatele mele. Însă am ales să intru în acest loc, în această zonă mizerabilă, cu riscul de a mă stropi și eu de puțină mizerie, ca asta este, dar după 4 ani de zile, cetățenii municipiului Medgidia îmi vor mulțumi, pentru că faptele vor fi cele care vor fi dovada clară a bunei mele intenții.